Bună ziua și bine ne-am întâlnit pentru ordinea de zi următoare proiecte de hotărâri, 15 la număr, dar sunteți de acord cu ordinea de zi. Supun la vot procesul verbal din data de 21-12-2022. Cine este pentru? Unanimitate. De asemenea, supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 15-12-2022. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. Doamna președinte, înainte de intrare în ordinea de zi, în temeiul articolului 136 al 11 din codul administrativ, în calitate de inițiator al proiectelor 1 și 2, le retrag de pe ordinea de zi, urmând a fi dezbătut la o dată ulterioară. Mulțumim frumos. Sunt de acord cu retragerea proiectelor. Da. Atunci începem cu proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului de utilități publice pentru 2023. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care se facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale domnului Panțelu Cornel, secretar general al Comunei Gurahăi pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al Comunei Gurahăi, județul Bacău, în anul 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizației persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Gurahăi pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate de la unității administrativ-teritoriale a Comunei Gurahăi. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, amenajări interioare și exterioare clădire fost și AFE Comuna Gurahăi. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări artistice, culturale, sportive, educative, religioase și alte evenimente ce se vor desfășura în Comuna Gurahăi în anul 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii numărul 142 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ teritorială Comuna Gurahăi. Proiect de hotărâre de privire la modificarea hotărârii numărul 18 din 21 noiembrie 2022 privind trecerea unui imobil teren, categoria pășune în suprafață, de 10.000 metri pătrați, având numărul cadastral 62.023 din domeniul public al Comunei Gurahăi, din domeniul public al județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii drepturilor la ajutor social acordat în baza legii numărul 416/2001 și persoanele condamnate de instanțele de judecată să presteze muncă în folosul comunității în anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniul primăriei Gurahăi, județul Bacău pentru anul 2023. Raportul de stare economică, socială și de mediu al Comunei Gurahăi pentru anul 2022. Interpelări, petiții diverse. Începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilități Publice pentru anul 2023. Domnule primar, aveți cuvântul. Nu știu că mă simt foarte rău, să încerc să fiu foarte, foarte scurt. Bugetul de venituri și cheltuiala serviciului este prevăzut la ceea ce avem de încasat și ceea ce avem de plătit. Este o estimare conform facturilor pe anul 2022 și trebuie și aprobat pentru a putea efectua plățile către furnizorul de apă. Mai sunt intervenții? Supunem la vot cine este pentru. Unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Individuale ale domnului Panțelu Cornel, secretar general al Comunei Gurahăi pentru anul 2022. Domnule primar. Ca în fiecare început de an, codul administrativ prevede pentru secretarul general al UAT-ului o evaluare. Pentru toți angajații, de altfel, este impusă o evaluare. Însă, pentru funcția de conducere de secretar general, pentru comisia de evaluare trebuie să facă parte și doi consilieri locali, care de primar,
Propunerea mea este să păstrăm formula de anul trecut. Domnul, în persoana domnului Antohie Marica Constantin, un membru al comisiei, celălalt membru al comisiei din partea Consiliului Local, domnul viceprimar Lazar Ionel. Sunteți de acord cu propunerea domnului primar? Sau mai aveți alte propuneri? Sunteți de acord? Da, sunteți de acord cu propunerea domnului primar? Da, domnul. Uma s-a fost caz, nu chiar așa trece, chiar ca da, sunt domnul de domnul. Cine este pentru propunerea domnului primar ca domnul Antoni Marica și domnul Lazar Ionel să rămână în calitate? Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pe smerea Consiliului Local al Comunei Guragoiești de Subacău în anul 2023. Domnul primar. Pentru a putea intra într-o formă de legalitate pe total privind drepturile salariale întregul ATU-ului, asta trebuia emisă la începutul mandatului, am scăpat-o și noi, am mers după cutumă, trebuie dat o hotărâre de Consiliul Local în baza căreia se vor face plățile și pentru indemnizația de consilier. Legea prevede până la 10% din indemnizația primarului. Am lăsat la atitudinea Consiliului Local să facă propunerea cuantumului. Așa că, indiferent ce veți hotărâ, Consiliul Local, bugetul pe anul 2023 prevede cuantumul maxim al indemnizației. Nu putem dubla, nu? Putem atâta. Legea prevede între 1 și 10%. Propunerea va aparține și la atitudinea Consiliului Local. Rămâne așa cu 10%. Dreacu, mai tăiem. Domnul Tătaru, propune 10%. Alte propuneri? Dacă era 20, punem propunea 20, dar zice că nu mi-e. Dar zicea și 90. Mai sunt alte propuneri? Bun. Supunem la vot propunerea domnului Tătaru. Cine este pentru 10%? Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale asistenților personal, ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Pentru a putea completa grila de salarizare și avea, a spus că așa cum a spus și în cazul consilierului local și în cazul aproape de specialitate, pentru a avea hotărâri administrative la baza emiterii dispozițiilor privind drepturile salariale, acest proiect de hotărâre se referă la asistență personală persoanelor cu handicap grav și indemnizații persoanelor cu handicap grav. Sunt două lucruri distincte, diferite, dar care impactează bugetul local la fel de mult. După cum puteți observa la așa un ochi mai neapărat avizat, deja legea se bate cap în cap pentru asistenții personale. Cuantumul minim este 2535, pentru indemnizații trebuie să luăm în calcul 3000 lei. Noi respectăm legea, aveți o adresă în spate pe care v-am atașat-o. Proiectul de hotărâre este o propunere temeinic și legal și poate fi supus dezbatere și aprobări în Consiliul Local în forma inițială. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Guragoi pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioasă în România, situată pe raza cu Atei Guragoiei. Domnul primar. Și acum v-am povestit în cazul proiectului de hotărâre privind măsurile pe care le adoptăm în cursul anului 2023, cu siguranță, pentru mai de altfel. Ce scuze? Am emis proiectul de hotărâre care prevede un regulament de acordare mult mai strict, mult mai, zic eu, mai riguros al investițiilor pe care le vor face cultele. Nu mai permitem, eu unul nu mai permit, să pierd timpul aparat de specialitate, să căutăm hârtii justificative pentru banii pe care le dăm la bugetul local. Am scăpat la fond, am scăpat din imputația Curții de Conturi, dar asta nu înseamnă că vom avea noroc la nesfârșit și vom reuși să, cum să vă zic eu, vom reuși să eludăm de fiecare dată prevederile legale, doar pentru faptul că vom găsi un judecător înțelegător. Nu se știe dacă vom rămâne la apel, pentru că Curtea de Conturi a făcut apel la hotărârea de fond. Deocamdată, cultele nu sunt absorbite de acei bani.
Iar acest regulament, pe care cu siguranță l-ați citit și este, v-a spus, este mai bine structurat, vine în primul rând pentru noi să ne acopere de sprijin, de hârtii și a evita imputații la curtea de cont. După cum v-am spus, punctajele maxime se vor acorda pentru lucrările autorizate, lucrările pentru care vorbim de un proiect, de o autorizație, de un aviz, de un deviz general, de un rest de executat, da? Lucrări clare, care nu pot fi puse la îndoială, care pot fi decontate foarte ușor și pot fi urmărite foarte ușor. După care punctajul, pe măsură ce ne ducem pentru lucrările de întreținere, reparații, scare. Rugămintea mea este să vă uitați la capitolul 4 în regulament și să propuneți 4 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare și selecție a celor de sprijin financiar. Propunerea mea, dacă sunteți de acord, este ca la fiecare partid reprezentat în consiliul local să fie propus câte un reprezentant. Deja cu doamna Bucur, Lucica, am rezolvat-o. Cea mai ușor. La noi reprezentăm până în pensionar. Tot pensionare, nu? Da. Vreau la ripată, nu recunosc. Noi ne jucăm din partea PNL și propunerea este pensionar. Pe domnul Sandu. Și unde ați vorbit, domnul? Domnul Diaconu de Pară, da. Din partea grupului PSD, da. Nu cred că da. Pensionar. Mai sunt alte propuneri, dar nu-i fac de la primării cum... De zile, dacă nu veni cu justificare, ar trebui să încep să impun bani. Nu ăsta e scopul nostru, să ne recuperăm banii pe care i-am dat, dacă am spus că îi dăm, dar nici să umblăm 4-5 luni de zile, hai domnule, aduc hârtia, hai domnule, aduc factura, hai domnule, aduc hârtia. La urmă, îi vom plăti mult, să știți. Și nu, nu are rost. Eu spun că este bine. Nu, trebuie și mai ieși și lucrarea mai bună, vă spune, eu am o leacă de ziua asta. Deci rămâne formula propusă cu doamna Doihi din partea grupului Pro-România, domnul Diaconu Sandu din partea grupului PNL, doamna Bucurucica din partea PMP și domnul Anton Radu Leonid din partea PSD. Da, rog, sunt toți, doamne. Cine este pentru această propunere? Domnul Anitace. Primul ți-a spus de ăștia bătrâni? Nu mai este un domnul cu poate. Da, poate să poate nu mai dată. Nu mai este un poate. Vă rog să ne venim la... Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, amenajări interioare și exterioare, clădire fost ce a fie cu una gura ulei. Domnul Dătă, vă rog să... Domnul președinte, vă rog să aplicați prima sancțiune pe anul ăsta? Păi da, am spus. Dacă vă aduceți aminte, inițial am spus că o să facem această lucrare, compartimentul de servire și servicii, este o lucrare mult mai complexă față de ceea ce ne așteptam. Noi implică inclusiv o instalație electrică, lucrare pe care băieții noștri nu sunt abilitați să o facă. Îți trebuie totuși acolo o mână de specialist care să treacă lucruri. Tocmai de asta mă feresc, mă feresc de prostii. Și am hotărât să actualizăm, să facem împreună toată lucrarea cu o firmă autorizată care să fie atestată și pe partea electrică, să poată trage curent branșamente ca să nu întâmplă probleme. Diferența este, cred că, de vreo 40.000 de lei față de costul de viz. Ei, luat în calcul și prețul pe care l-a evoluat, eu zic că nu e un cost foarte mare, o să ajungă 115.000 de lei TVA inclus pentru a termina și acel sediu fost CAP lângă dispensar, pentru a-i da o utilitate. Știți foarte bine, dorința mea este să mutăm poliția acolo, pentru că nevoile administrației au evoluat. Am nevoie de spațiu, am nevoie de camere, dar camere în apropiere, pentru arhivă, pentru un alt tip de compartiment, nu trebuia să mă duc eu după aceea la CAP-ul. Poliția așa stă clandestin, dacă vreți să mă întrebați pe mine aici la primărie, nu există un contract de management, nu mi-aduc aminte să ne fi plătit vreodată căldură, curent,
Știți cum e? Da. La urmă ormei, când vin în controlul și întreabă, dar te ajută cu ceva? Nu te ajută nimic. Cu elemente. Da. În general, da. Dacă poate să-i încurce, da. Consider că acolo va fi un sediu nou, unde își vor putea lucra lucrurile, acolo se va face un contract de administrare cu IPJ-ul, cu clauze clare, cu contor separat, cu căldură separat. Ei deja sunt discuții. Aici eu vă spun sincer, eu închid central în weekend. Pentru că centrală electrică, consumă 28 kW. Dacă scutesc două zile pe săptămână, eu zic că e bine. Deja sună telefonul, e frig. 4 săptămâni? La noi e frig, la noi nu știu ce. Știți cum e? E frig, dar și la buzunar tot frig. Sunt numărul 2. Consider că poliția, în felul lor, trebuie să aibă un sediu distinct. Da, să-și împui ei, să-și descui ei, să-și facă ei programul și așa și-l fac ei. Ideea e că v-a spus că nu amestecăm cheltuieli și cred că v-a spus că nu e investiții prea mari și fac așa. Nu disparge pentru primărie jos acolo de... Și investiția acolo va da și bine. Este prevăzut cu grupuri sanitare, cu un duș, cu tot ce au nevoie să-și... Deci tot șoarie activitate. Camere de odihnă, cu tot ceea ce trebuie. Eu zic că e investiții bine. N-ai vreo să zic, cram de 40.000 de lei. Sunt înscrie la cuvânt? Eu. Câte camere mai rămas să pot? La ce vă referiți? La partea din spate sau la partea din față? Pe la, la partea din față. La partea din față e o cameră mare și o holă. Nu vorbim din spate, nu a fost cu tonul. Da, nu, nu. Dar ea mi-a neajat acolo? Da, acum a fost. Cum o să fac, existența acolo, camera care avea intrare din portiul și două din față. Și două din față. Două din față. O mai rămas una lateral? Mai rămas una lateral și una mare. Și în spate, da, ușă mare. Nu, nu, în spate, lateral. Pe urmă, în spate, vine aia mare. Volul mare, da, da. Ia volul mare. După mai sunt camere celelalte. Și mai e o cameră în stânga cu... Și una în spate, nu a fost cuptor. Unul a fost cuptor. Da. Nu ocupăm. Nu tot. Noi vorbim de echipare din față. Din față. Domnule, eu acolo, în spate, eu știu că am lucrat mult acolo. Și am amintit cu astea. Mă dați că ce. Da, nu. Eu acolo... Atunci era o discuție. Duceți de pe acolo. Așa vrem eu acolo. Da. Ușor. Și o copertină făcută în spate spre Brățăhăr. Pentru de acolo, și asta se vede din multe lase, da. Cam asta e intenția, da? Ați eliberat tot ce este. Are magazin, spune, are unde să sână în urmaș, are unde să sână toate astea. Probabil că să le țineți aici. În remise, în remise. Acolo își duce toate scurile, mai ales că am văzut acolo, motocoasă, tot felul. Deci intenția noastră știți că asta este, da? Am zis și banii, mai fiind să-i facem să ajungă în toate direcțiile, da? Așa putem, eu dacă am văzut. Dar pe extraordinar să... Primăria s-a degrebat de toate acestea. Asta este intenția, să știți. Da? Treptat, anual, cum sunt bani? Domnul Timi! Dar este loc, domnul. Este loc pentru așa ceva. Dar este loc, este. Poliția, deci, va fi în față. Da. Cu grupul sanitar, cu holul, cu tot ce are acolo, cameră de odihnă. Deci camera aia mare de două, de fapt, cu hol, birou pentru doi polițiști, birou pentru șef, da, așa, cu trecere spre baie și spre camera de odihnă, se închide spre holul ăla mare, unde va fi ADPP-ul și are încă trei camere. Încă trei camere, mă, deci are, unde a fost cuptorul și încă două camere. Nu e așa, nu. Și acolo să facem magazin. Dar ușor. Da, e un timp. Domnule, în timp. Sincer, aș vrea anul ăsta să prind bani să vopsim acoperișul. Că s-o degradat de tot. Are 10 ani, 11 ani de acum, tare. În 2013. Și s-o, da, 10 ani. Și s-o dus să vopseau, așa aș vrea totuși să tragem o vopsea de protecție. Cred că e mai important un pic, după aia e pe caritate. Dacă nu e spate aia, spate vopsie. Nu spate. Nu-i spartă, nu-i spartă. Fel de tablă se poate la mobilitate. Un compresor și un compresor. Mai sunt înscrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Armita, vă mulțumim. Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări artistice, culturale, sportive, educative, religioase, 7 evenimente ce se vor desfășura în Comuna Bulavori în anul 2023. Domnule primar. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre reprezintă visul meu de anul ăsta. Sper să reușim să le finanțăm pe toate.
unii sunt mai realiste, unii mai puțin realiste. O să vă trec în reviste câteva dintre ele. Prima dată și prima dată o să facem toate eforturile necesare ca pe 25 mai, de Ziua Eroilor, să avem această inaugurare în ceea ce privește pe eroul Gheorghe Turturică. După aprobarea bugetului o să dăm drumul și la lucrare în cel mai scurt timp posibil ca să realizeze acel monument. O să luăm avizul pentru intrare în cimitirul de la Tobole de jos și o să avem ceea ce toată lumea dorește, cred eu, să avem și noi un erou recunoscut, declarat la nivel de țară, adus înapoi, înmormântat în pământul strămoșesc. Festivalul Antic, ediția a doua, îmi doresc să-l facem. Suntem în discuții și cu Primăria Târgovna. Este posibil să ne asociem. Deocamdată aici sunt aprobate ca și inițiative. Rămâne la buget să vedem dacă ne încadrăm în sume. Cupa Offroad Gravoi, ediția a doua. Ambele sunt două evenimente care au atras turiști, care au dus în prim plan în presa națională. Au dus un plus de imagine comunii Gravoi. Prin practicarea sportului de nișă, în cazul cupei Offroad și respectiv festivalul Antic, aducerea culturii. Anul ăsta am dorit să avem două zile pline, una pe Antic, una pe Medieval, să vadă copiii și altceva. Plus că foarte mulți de anul trecut m-au sunat și mi-au spus că, doamne, dacă știam despre ce e vorba, veneam în număr mult, mult mai mare. Ia, de fapt, așa și vremea. Duminica a început să bată vântul. Inaugurarea Cămin Cultural Dumbrava este o obligație pe care mi-o asum în fața dumneavoastră. Până la începutul iulie 2023 să începem. Să inaugurăm așa cum se cuvine, cu preoți, cu tot ceea ce ține, să terminăm odată telenovela Odisee de acum, Cămin Cultural Dumbrava. Festivalul absolvenților, așa cum v-am obișnuit în fiecare an, în momentul în care o să ne premiem copiii care o să dea bacul anul ăsta și o să ia capacitatea. Cinema în aer liber, cum am făcut anul trecut. Balul Crăciunului, evident, odată cu inaugurarea Cădunului Cultural Dumbrava, doresc să avem o zi la Gorabăi, o zi la Dumbrava. Așa e normal. Festivalul date și obiceiuri, așa cum l-am avut și anul acesta, este vorba de ultimul an plin al actualei administrației locale, înainte de alegerile din 2024. Pentru prima dată în istoria Comunii Gorabăi, îmi doresc să avem și noi un foc de artificii. Cu un invitat care se cânte, exact ca pe la urmări, doar că la bugete mult mai aproape de adevărul comunii noastre. Astea sunt principale evenimente pe care veni propun. Dumneavoastră puteți completa cu altele. Eu sunt deschis discuțiilor, dar credeți că mai putem adăuga ceva, oricând cum are plac. Sunt înscrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârii numărul 142 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativă teritorială Comuna Gorabăi. Domnul primar. Proiectul este destul de clar. Am omis noi la atunci. Am crezut că o să putem debita fără neapărat un act administrativ șterge din debit rotunda. Rotunda încă nu se clasifică nici măcar la nivel de localitate. Mai avem de lucrat până acolo. Nu se prestează serviciu în zonă, deci n-ai cum să le ceri oamenilor bani pe salubritate, nu vin nici o mașină cu noi. Nu s-o arăt la nivelul de case locuite. Mai putem aștepta puțin rotunda, să plătesc taxe și impozite acolo, impozite pe construcții, impozite pe teren. E bine, sunt în circuitul civil, dar asta nu înseamnă că trebuie să omorâm oamenii direct cu taxa. Am omis atunci, la vremea respectivă, adăugăm un articol și imobilii din ampasamentul rotundă sunt scutite. Asta se obiectă. Mai zic, scrie la cuvânt. Spunem la loc cine este pentru. În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii numărul 118 din 21 noiembrie 2022 privind trecerea unui imobil în teren categoria pășune în suprafața de 10.000 de metri pătrați, având numărul cadastral 62.023, din domeniul public al Comunei Gorabăi, domeniul public al județului Bacău. Domnul primar? Da. Știți și limba română, dacă aveam un profesor de limba română, când o citim, fiecare înțelege altceva. Prefectura, mă rog, instituții prefectului județul Bacău, compartimentul de legalitate, nu-i place articolul 2 care spune că se declară bunuri ca fiind de uz public local.
Mie mi se pare foarte normal, lor mi se pare anormal, că vremea nu face parte din domeniul național, n-are cum decât să fie local. E numai pe local poate să fie. Spune, domnule, dacă treci la județ, el va fi județean, da, și va declara consiliul județean, ca județean. Eu declar ca fiind local, la meu. Am avut o contradicție, să zicem, pe fondul acestei expresii și ca să nu, știți, nu vreau să fac acum pe mare jurist, dar capul plecat să abia nu-l taie, se revocă prevederea articolul 2, acela care spune că se declară bunul de uz public local, ca să fie toată lumea mulțumită, nu ne afectează cu nimic, terenul este la Consiliul Județean, l-am transferat, cu sau fără hotărârea asta, el își va urma cursul în vederea realizării obiectivului DG26. Sunt înscrie la plân? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor, la ajutor social, acordat în baza legii numărul 416/2001 și persoanele condamnate de instanțele de judecată să presteze muncă în folosul comunității în anul 2023. Domnul primar? Știți despre ce este vorba, nu este o noutate. Fiecare an avem obligația de a prevedea aceste activități. În general, ne le cer instanțele de judecată pentru a vedea tipul de activități pe care trebuie să le presteze cei condamnați în penal sau în civil. De asta, atunci când eu cerem, eu dau trimit ca și hotărâri și ei de acolo să lămurez la ce vorba. Este o obligație și conform legii 416, de asta vine pentru beneficiarii de ajutor social, activitățile pe care le-au de prestat. Se aprobă în fiecare an de către Consiliul Local, fapt pentru care vă supun dezbatere și aprobare. Dacă se înscrie la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotare și patrimoniul primăriei Gura Băiei, județul Bacău, în planul 2023. Domnul primar. Suntem în aceeași situație ca anul trecut, dacă v-ați dat hotărârea veche, am modificat doar două quantum, tragem ușurel pe dreapta, tragem Mercedes E200 cu motor de 2000 benzină, a intrat în parcul Reci. În parcul Reci a intrat un galion de la Camera Deputaților. Dacă vă uitați, pe total nu se schimbă nimic. Am luat de la unul, am pus la celălalt benzină și am mai diminuat și la Duster și la așa cât de cât să vadă și o economie în față. Oricum, consum mai mult decât un motor 2 ani. Nu pot spun că a fost folosit intensiv, dar nici nu aș vrea să-i mai arăt cheia de vreme. Este un consumator mare pe care nu pot să-l gestionez, dar drumul întins nu consumă foarte mult, în schimb local aici îți duce în 15, 16, 17, depinde cum ești cu el. Se pune la Sibiu în gol. Da, doar atât. Așa la un drum întins, ia cam 8,3 real. Eu am trecut pe trăsești. Dar dacă vă uitați față de hotărârea penală precedență, am încercat să diminuez la deservire și serviciu, au rămas exact aceleași cantități. N-am crescut, n-am scăzut. Am scăzut de la noi, de la administrație. De la Lugan, de la Duster, de la Mercedes și am adăugat pe aici. Acum depinde de prețuri. Știți seama ce am trecut. Era 6 lei, 5 lei 60 când am făcut bugetul și au ajuns 9 lei. Eu n-am de să știu ce o să fie. Dacă o să mai fie, mai suplimentăm sumii, vă mai cer, vă explic, dacă nu, nu. Mai să înscrie la cuvânt? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Raport de stare economică, socială și de mediu al Comunei Gura Băiei pentru anul 2022. Domnule primar? Am obligația ca în fiecare, la începutul fiecărui an nou, să prezint raportul de stare economică, socială și de mediu al Comunei Gura Băiei pe anul precedent. Ulterior, după aceasta, dumneavoastră aveți obligația de a depune rapoartele de activitate ca și consilier local la domnul secretar, pe numărul Martin, și să completăm tabloul activității pe anul precedent. Nu o să insist pe chestii, pe ce s-au făcut prea mult. V-am trecut în revistă principale reușite. Nu sunt aici să facem magna cum laudă și să ne dăm mari și tari. Comuna se dezvoltă ușor, spre normalitate. Lucrările se văd, se simt, lucrările propuse o să fie realizate în cursul acestui an. Aveți atât realizările cât și propunerile pentru anul 2023, reușitele pentru anul 2022, rapoarte de activitate a fiecărei structuri în parte pe anul precedent.
Nu cred că este necesară o dezbatere prea amplă. Am punctat în mare investiții apă, investițiile care se derulează în drumuri, începerea digului de la Aval de Trotuș, urmează modernizarea relatului public și tot ceea ce am propus în, și am promis oamenilor în campanie, ușor, ușor o să le livrăm. Chiar astăzi s-au mai împlinit un pas foarte greu, de altfel, pentru proiectul de canalizare. Oate Onești, prin Consiliul Local, ne-a oferit o suprafață de aproximativ 1500 metri pătrați prin hotărâri să ne punem, așa cum v-am spus, la acea stație de captare, pompare, tratare pentru modernizarea surții de apă și să putem emite zilele viitoare certificat de urbanism, să începem să adunăm avizele pentru proiectul de canalizare, să-i dăm drum. Suntem, chiar ați venit la București, am mai semnat contract de finanțare pentru componenta 10, monitorizare video, în toată comună, 85 de camere noi, vor suplimenta pe cele existente și de la celălalt am obținut avizul prin studiul de coexistență, urmează să încheie contractul de furnizare servicii electrice și să-l punem în funcțiune. O să avem un total de 80 cu 30, sunt 110-115 camere care o să fie învăzite în toată comuna, pe rețea proprie, o să ajungă în cele mai îndepărtate zone ale fiecărui sat, cu sistem de să supraveghea una pe alta, din linii în linii, ca să nu fie probleme pe parcurs. Și zic eu că lucrul ăsta va descuraja comportamentul antisocial, va spori la climatul de ordine și siguranță publică. Sunt investiții pe care le-am propus din 2020, pe care ușor, ușor, până la alegeri din 2024, o să încercăm să le livrăm ca definitivate cetățenilor. În cazul raportului de stare economică, el cred că nu poate fi aprobat, el poate fi doar luat la cunoștință și însușit către Consiliul Local. Ultimul punct, interpelări, petiții diverse. Domnule primar, desculându-te. Sunt vin după București și strează domnul vice-primar, domnul Sandu Diaconu, domnul Marius Gaman. Știți că l-am anunțat la școală, deja central am partea strângului Dumnezeu și eu am anunțat și anul trecut. Ar trebui niște bani, văzut cum. Vara asta ar trebui schimbată, instalată de o societate, va fi zis circuitor. Nu știu dacă iarna următoare nu o să avem surprize. Un cost estimativ? Cred că 200 de milioane ar trebui între 130-150 kW. E noțel, că zic, deci, costul ei, estimativ, acum nu mai știu prețul de... Costul de montare, nu? Plus, da, firma care vine trebuie să... De altfel, ce poate fi aici, poate fi documentația necesară. Cu tot. Problema e că e de durată, trebuie să dă în perete ca să o scoți pe aia veche, eventual trebuie demolat și corpul. Toată școală. Geama aia, i-a fost dărâmat geamul și perechele, făcut dat. Acum, o să scoți pe aia vechii. E lucru de durată. Dacă se întâmplă și îți ne lasă iarna, fără discuție. Deci, să înțeleg că doar centrala în sine putem folosi de instalația existentă. Da, da. De distribuție. Nu, nu mai centrala. Am înțeles și am mai reacționat. Aia o fac acum, păi da, eu fac, dar ce e până ești apoi la... Primul an. Mai aveți ceva? Doamna Bogdan? Domnul Dădar? Suficient. Domnul Pațu? Domnul Antohi? Aveți niște profile H, mai mult Sheer, dar H. Aveți, am văzut și pe aici, pe la Cordinova. Ele ori sunt date de pomană, ori sunt achiziționate. La Iublea lor. La Iublea. În sfârșit, n-are vorbim cu toată. Eu știu de ce am văzut. Vreau să-i cumpărați? Ce nu am meseria asta. Lasă-o la alții. Care nevoie. Dați-le folosință. Veniți cu o propunere.
trei bucăți duceți-le la, la Motocești. La pod? La podul de la Turturică. Dacă tot s-a aprobat în Consiliul Local, la fosta școală. Jos? Da. Se face în autostradă? Sau să-l lărgim? Se lărgim că nu poate să ia, eu știu acolo, eu am lucrat o săptămână. Acolo nu poate să ia camionul cu urmă. Deci nu poate să ia. S-ar pune două în partea la patru, cu 10 saci de ciment, una în partea la deal. Tubul e bun. Restul pe el e pus de ale din alea mari de la Iuc. Deci ca poliți. Și acum dacă se lărgește, dincolo turnați platforma pentru soltarea gunoiului. A spus, nu? Dar nu e ideea. Avem mult. Bine, aveam. Pe împătrânat, ați mai știi. Domnul Mihatiu l-a luat pentru împătrânat. Ar schimbat destinația acum. Unde? Dar... Așa cum o glupă, știi că dacă faci acolo stația de sortare, acolo jumate se sortează sigură. Ca să înțelegi de ce. Înțeleg, da. Tot la Plătinata, la Chiaboro, știți, Cornel știe. Am fost la Costică. La Costică, lasă. Acolo, la 2 metri și ceva de pod, este o țeavă de cred că 324, lungă vreo 12 metri. Poate de la Val de Pod. La Val de Pod. La Val de Pod, da. Da. Înduși în față acolo. Da. Aia, de parte, nu are niciun rost acolo. O idee. Nu are niciun rost, da. Ia oamenilor, dar dacă o luați de acolo, oamenii sar în sus. Nu, să știți că nu prea am obiceiul. Nu are administrațiilor anterioare. Nu, nu, nu. Dar tot la ei o folosiți. Și o puneți la postul, deci de la Gheorghe, la Valea, unde traversează drumul, drumul principal. Acolo întotdeauna ia, când vine apa de sus, de la Grigorie. Mi este simi frică. La fotețul ăla de la Brânduș de acolo, dacă mai umblu și mai trag, știi, pământ de așa. Și așa, fetele îi pleacă gardul în Părău. Mi să nu declanșez vreo altă mișcare mai aiurea. Dar acolo și-o poți după aia zice nici... Când știu eu, casă. Nu, să știi că în ultima vreme am dus balastru, așa că eu plecat gardul cu totul. Deci, am făcut gardul în bună aici. Am plecat, pământul la Vale și... Știți, este pericol. Plus că când a fost ultima oară apa mare și dacă deasupra, au mișcat tuburile. Adică, sincer să fiu, mica în teamă să vă apun discul urmări, să nu fac ceva mai rău. Noi ție vei avem. Dar nu da apa. Dacă aveți... Dacă aveți... Noi ție vei avem. Deci acolo trebuie că deja la cărbunul de Agricore până la fântână, deci până la cărbunul Marcel, până la fântână, deci apa vine de pe deal, nu? Tot vine pe deal și o spală și deja pe rigola la vale. O ia de la deal și o pui tot în rigolul la oameni acolo. Dar dacă se face poate să ocolă și o pleacă de rigolul la deal, drumul până la Marcelul se face vici. Mai avem țeavă, mai este o țeavă sus pe drumul care urci de la biserică, e tot așa, e băgat în pământ, dar în altfel, oamenii le-au cam cumpărat și sau nu a fost la vreme respectivă. S-a dus de oameni, șantier, nu a fost la vreme. La flacă, este un om, vreau să mă apuc, spune eu, să faci exact ca... Dar nu, avem, noi avem țeapă la asta. Dacă este țeapă, părerea mea este. Avem țeapă la 6 mei. Și dacă vorba este un profil de astea așa mică, ia-ți-l în două, sau ia plecat în jur de 10 metri după ochiul meu, 10-12 metri. Ia-ți-l în trei și la sambul de acolo. Nu te uita. E o bine. Pe drumul care merge către biserică, pe stânga este un podeț mic, care duce la Botocele, la Cosma. La Cosma, da. Da. Este podețul ăla mic, făcut numai din dale de la Iuc. Eu le-am făcut acolo, gândeam, e pentru... Bă, dacă stai unul de asta în două sau în trei și cu o coadă de tablă pusă peste ele acolo, ați făcut legătura din drumul ăsta și pentru mașini mici iese dincolo la Pașcu. Da, e destul de bine. Am capit mașina mică. Merge și acum, dar este destul de greu din vârtită în loc. E cam din scurt acolo. Da, e la lege cu tot acolo. Dar au fost făcut pentru trecerii oameni. Merge. Ca idei, nu e o idee. Vrea, poate fi, poate fi la ce pot să o duc la aici. Merge. Mai aveți? Da, da, da. Doamna Bucur? Doamna... Doamna... Dar vreau eu să mai închei prin a-i mulțumi domnului primar cu achiziția aceasta făcută ultima. Deci nu vă spun și încântați au fost copiii cu sandwich-ul ăsta nou. Chiar dacă firma e de la Focșani, de unde vine, de unde... Așa, foarte încântați au fost copiii, foarte mâncăcioși, ca să spun așa. Deci nu i-am văzut în viața mea așa cu... Da, o fost o licitație destul de grea, pentru că noi, pentru prima oară, să vin cu un caiet de sarcini în care să impui tu un preț minimal.
a fost destul de greu, adică toată lumea știe prețul cel mai mic. Ei, noi am pus, nu poți coborâ, să 12,5 lei și o să analizăm calitatea materiei prime. Mi-a dat și nouă bătării cam pe el, că nu prea am înțeles nici noi, în mare parte. Dar, până la urmă, e foarte important și primi pentru copii. Noi avem 500 și ceva de mii de lei alocați prin programul primilor. Dar chiar de la bugetul local, tot ați face cu România, dar așa dacă toți îi dă, ci să mai dă și înapoi, îi tragi la urmă înapoi. Așa îi cheltuim pe toți și am găsit o formulă de băga un preț minimal și am văzut într-adevăr că avem niște sandwich-uri de foarte bună calitate, foarte mari, foarte sațioase, bine igienizate. E o firmă de la Focșan care a câștigat, au fost niște neînțelegeri, amenințări cu contestații, până la urmă mi-am asumat și am încheiat contractul, că așa nu pot să stau, dacă stau după contestații, nu mai mănâncă copiii nimic anul ăsta. Și așa s-a întârziat 201, cred că. Am încheiat contractul, le-am spus succes la treabă, doamna director, persoana desemnată, nu discută cu mine, decât dacă sunt probleme, GR nu poate să ajungă mașina. Vin să trimit după ei, să-i scoate bine vreo șanță, dar rest, tot ce ține de calitate, furnizare, servicii, discută cu doamna director, eu am spus că totdeauna am urmărit ca elevii să fie cei câștigați. Nu avem nicio problemă, puteți să fie și la Cluj firma, dacă ea livra în termeni și condiții pe care noi le-a stabilit, să fie proaspete, să fie buni, tot respectul, jos pălăria pentru ei. Mă, aș vrea să mai și vă mulțumesc, coleg, dacă te-am lăsat aminte. Vineri seara, n-am dormit cu băieții. Sâmbătă n-am dormit cu băieții, sâmbătă noapte n-am dormit cu băieții, duminică n-am dormit cu băieții, băieții încă au fost pe drumuri. Acum trecea lama, acum nenea Vasile Pradai și scotea zăpada din curte și mă aruca la pe drumuri. Acum trecea domnul consilier tătarul Dan și nu-i spunea nimic. Acum trecei mai la vale, care v-a zis Pradai? Nu știu, nu i-a luat pe duminică. Am văzut că omul luat sau ceva duminică. Nici l-am văzut. Nu, la doamna, ce ai la ei? Ai din pat, îți dă tămătură de la doamna mare. Ei, Sâmbătă, duminică. Acum trecea domnul Tătaru, acum călca pe zăpada cea proaspătă. Domnul Tătaru, e ușor numai să... Eu știu că e un pol de influență el acolo. Duminică am spus zăpadă la mine din curte. Dar când treci acolo, spune, domnul, sunt niște fraie care se înghețați tun și care muncesc la lopată ca să poată urca pe pantă la școală. Că vine microbuzul școlar cu 20-30 de copii, el și-o ia la vale pe ei și mută în gardă. La fel și domnul Barbu, la fel și domnul Antoni Teofil, nici mă oferesc să-mi spun numele, mimăm civilizația, o ținem așa în brațe, ne dorim, dacă nu-i vorba de... A, din curte, dacă ar putea să o ia cineva, direct nu să-ți facă așa gogului, mobilul, nici locul frumos. După care urmează telefoanele. Nu putem urca pantă la școală, domn primar. Păi, de ce nu putem urca? Eu am trecut acolo, o dată sare. Dacă restul, dacă niciodată nu-i atragem atenție, băi, ne-a... Nu-i normal ce faci. Nu-i normal ce faci, te faci viață. Hai să mai fim și consilier local. Să ne asumăm și să ne mai spunem, să ne mai stuchii câte unul. Dar eu nu l-am văzut, că eu îi spuneam. Dar așa chiar m-am certat cu la Vida, la urmărul ăsta. Nu, acum au trecut domnul primar, am sunat, că chiar aveam nevoie la mine să urci cu mașina pe mine, am sunat pe domnul primar. După aceea ce dă-mi, dă-mi șanță. Lasă-mă care astea două urme care urc cu mașina, pastor și-o salvare, și-o dă un pier, o poliție, se întâmplă ceva. Și mafia aia că nu știu ce am zis. Dacă chiar vrei, sun pe domnul primar, vine și te amendează, dacă tot vrei așa. Și până la urmă eu o înțeles. Nu vă mai spun că am fost doar un bun pe care l-au avut neacostelul, lăsa pe blestem, cred. Nu mai pornești iar. M-am săturat de bun, am lucrat în două utilaje, cu băieți, toată comună. Am mai scos și zărița de pe șapte. Deci ați văzut tu duminică. Da? Două utilaje, 8 oameni la toată comună. Am stat în permanență cu ei, îi schimbam un duster ca să le fie cald. Schimbam 2 cu 2, 2 cu 2, să fie la... N-am cum să ajung în toată comună, în 6 sate, să ajung într-o noapte în care ninge, nici dacă bat din palme. Nu mai spun că când ți-ai făcut casa, la lui ăla de la Părtânata, pe părăul Cireșului sus, când ai făcut casa în extravilan, fără autorizație, fără... Nu avea pretenții, frate, să gândesc pe zile sau în bară. Că n-am cum să ajung. Nu am cum să ajung.
Eu trebuie să schimb pupa. Am merge până într-un punct. Dacă zăpada se înalță, pune-i să o prind. Dă-mi un gardă. Trebuie să schimb pupa cu dinți, să încep să rup, ca să pot să ajung. Păi am muncit 2 ore în bagă. 2 ore să ajung în bagă. Dacă și acolo sunt suflete. Da, și acolo sunt. Și acolo plătesc taxe și imposte. Da, de acord. Dar am impresia că cu consumul din motorină și cu oameni s-o cam acoperit taxele și imposte pe noi. Deci, am făcut efort, eu zic că am stat brici la mesă pe zi. Am fost brici în 2 utilaje. Dar și pe ulița mea, și pe Poiană, când ți-ai făcut casa și fără autorizată și pe Poiană și te mănâncă lupul acolo, trebuie să-ți asumi că nu o să ajungă nici mama utilajă pe zi pe zi. Tendința este să te concentrezi, de asta nici nu-ți dă voie să faci intravilană decât în jurul vetrelor satului. Nu faci tu ca munții, cu sens să treci la unul altul, pe munte, pe altul. Deci, am... băgat efortul, dar v-am spus, eforturile noastre vin imediat cu măsuri de bătaie de joc ale cetățenilor și nimeni nu ne spune absolut nimic. Eu n-am cum să stau la fiecare la poastă, urmăresc în scoare. Dar vedeam, și-a dus polițistul local, într-adevăr, duminică și i-a spus, e frumos ceea ce faceți. Și a spus că așa ne-am obișnuit. Așa ne-am obișnuit. Dacă nu băgați bunul și toată nu se dezăpizați, că erați de vină, primarul e de vină. Bineînțeles. Da. Apropo de Bacna, deci cât se lucrează la dezăpezire, Bacna face exact capătașul în Bravo. 2 ore. Noptul face cu lama, din cauza că se înălțase zăpada, avea 1,5 metri, potasează, are efect ghidou. Au venit băieții, dă lama jos, pune cupa cu dinți, cupa cu antiderapant, lasă antiderapantul, rupe și dă cu antiderapant. 2 ore s-au muncit, acolo s-au cheltuit 10 milioane. Deci încerc să fiu cât se poate de bine organizat, dar cu 2 utilaje și sărălița... Așa cu zăpadă, domnul primar, la Dubrava au fost și în capăt, dar nu au fost în Brandoiel sau nu au fost chiar. Au fost. Pe ulițele din Temelie au fost rău. Am intervenit, m-a sunat mare, s-au trecut întâi utilaje, au trecut cu lama. După ce s-a schimbat lama, am pus cupa cu antiderapant, s-a dat antiderapant din cupă. Împătrinată la fel, întâi am încercat să intrăm cu lamele ca să dăm zăpadă la o parte și ulterior să asigurăm materialul antiderapant. Eu spun că ne-am făcut datoria, nu ne întreba nimeni cât am stat, cât am muncit, care am răcit, care nu suntem. Așa nu, băieții nu mă spun niciodată, tot primar, știi, am 10 ore suplimentare, 12 ore suplimentare, nu se pune problema de asta. Dar când vezi că eforturile tale susținute de a menține fruntea sus, nu vin cu niște măsuri doar de sprijin, atât. Nu-i frumos. Nu-i frumos. Sunt consilier local și nu-i frumos ce faci. Atât trebuie să-i spui. Nu mai scoate în drum. Că după aia degeaba am făcut. Deci degeaba am făcut. Atât pentru asta. Ne vedem pe 3. Mulțumim de clar ședința. Pe 3 februarie la ora 9.